Primar din șase localități învecinate din raionul Sângerei și-au unit eforturile pentru a face viața mai frumoasă și ușoară a localnicilor. Astfel, circa 15.000 de locuitori din Chișcăreni, Ciuciuieni, Coșcodeni, Dumbrăvița, Iezerenii Vechi și Taura Veche vor beneficia de servicii mai bune. Întreprinderea comună va presta servicii de evacuare a deșeurilor, întreținere și dezăpezirea drumurilor, deservirea rețelelor electrice și rețelele de apă și canalizare. Experiența europeană demonstrează că formarea unor servicii publice locale în localități mai mici de de 5.000 de locuitori este foarte costisitoare și dificilă în același timp. Soluția constă în unirea eforturilor mai multor primării mici pentru a crea și a presta în comun servicii publice locale, susțin autoritățile. Pe parcursul acestui an, serviciul intercomunitar Servcom Chișcărin va primi asistență din partea partenerilor de dezvoltare pentru consolidarea capacităților întreprinderii. Fondarea serviciului intercomunitar Chișcărin este unul din cele 10 proiecte de cooperare intercomunitară aplicate în mai multe raioane din Republica Moldova, care transcriu un practic practică prevederile strategiei naționale de descentralizare a Republicii Moldova, aprobată de Parlamentul Moldovean în aprilie 2012. Valoarea totală a granturilor oferite este de 1 milion de dolari americani. Beneficiarii ai proiectului sunt peste 120.000 de cetățeni din 40 de localități din Republica Moldova.